M-am gândit de... M-am gândit de multe ori la momentul ăsta. Am încercat să-mi închipui ce aș spune, ce aș face dacă m-aș întâlni cu tata. Și niciunul din scenariile mele nu se apropie nici măcar atât de ce simt acum. Nu sunt nici supărat și nu sunt revoltat. De ce ai fi? Cred că am niște motive. Păi primul, domnule comandant, ar fi că eu, agentul Cosmin Rădulescu, n-am avut pe nimeni care să-mi spună niște lucruri de genul: bă, prostule, nu face asta. Sau fă aia, că e bine. Știi, lucruri pe care le spun tații copiilor. Și atunci când am intrat la Academie, mi-am distrus viața. Pentru că am mestecat și am înghițit lozincile pe care ăia mi le-au vândut. De genul: țara are nevoie de tine. Să știi, te rog să mă crezi. Eu am fost tot timpul lângă tine. Chiar dacă nu m-ai văzut, dar am fost lângă tine. Exact. Asta a fost marea problemă. Că nu te-am văzut. Știi ce sentiment am avut? Am avut emoții în momentul în care te-au avansat în grad la Academie. Am fost... Nu spun. Ai fost acolo? Dar n-am avut curajul. Am fost un laș. N-am avut curajul să cobor în curte. N-am avut. Dar te-am văzut. Pe tine. Pe Sofie. Pe Maria. Tu știi că Maria seamănă cu mine. Băi, ce tupeu ai, mă! Cum îți permiți? Cum îți permiți să spui asta după atâta timp? Știi ceva? Mă bucur că... Bucur că nu semăn cu tine. Bucur. Vă rog frumos să nu vă mai jucați cu furculița și cuțitul. Întâi și întâi, șervetul nu se aruncă pe masă. El se ține în poală. Permiteți-mă. Coatele nu se țin pe masă, ci întotdeauna lipite de corp. Și cum vrei să stau așa la masă? Vă rog să întindeți. Și în niciun caz, bolul nu se răstoarnă în farfurii. Hai, bă, frate, că mă plictisești, mă plictisești rău, tot, rău, rău! Dorele? Dur de mei! M-am plictisit de tine! De familie? Nu numai de familie. E dur și de Alina, și de nenea Cristofor, și de Lenzi, și de Lămâia. Stau aici, mă plictisesc cu tine. Ce-ai făcut, mă, la piersica asta? De ce-ai mănunțit-o în halul ăsta? Acum, mă, nu jezește! Permiteți-mi să vă arăt cum se mănâncă fructele. Cu gura. Nu. Cu mâna. Nu.
Du-te, dracu. Nu. Cu furculița și cuțitul pentru fructe. Să mor tu. Hai, arată. Hai că stai eu cu mâna la spate. Hai. Frate, lasă. Până mănânci o piesă că trece jumătate de zi. Îmi trece și cheful de fructe. Plictisici și de tine, și de piersici, și de mâncat, și de tot. Îți trece foame. Ia uitați-vă aici, ce frumusețe. Ce bezele. Nu sunt bune bezele. Ai las-o. Pentru că sunt cancerigene, da? Da. Au tone de zahăr și albuș de omoare. Mama mea făcea bezelele cu un con așa de pânză. Pentru că nu erau ustensile din astea de patiserie. Și nu s-a îmbolnăvit, dragă, niciodată. Ea vorbește prostii ca să nu mănânce. Da, bineînțeles. Mănâncă! Nu vreau! Nu mănâncă! Nu puștele măcar! Și dacă mor! Ei, mori, Doamne! Nu mori! Ia mă ia! Hai! Bagă! Maria! Scumba mea, iubita, bine că te văd cu un băiat mai tânăr. Cine e? Om bun, mama, Cica. Da. Nu-i așa că vă e somn? Mm-mm. Nu-i așa că dacă vă gândiți mai bine, vi se face prus somn? Ok. Bine. Secrete de familie. Mm-hmm. Sofina, ne ducem sus să mâncăm bezele. Pa, pa. Până seara. Ce-i drag? Nu pune întrebări, mamă, că degeaba le pui. Cosmin a hotărât să ne petrecem seara cu el. Mă sună Vlad. Ce fac? Ce-am discutat? Da, iubire. Am uitat să-ți spun. Am să dorm la mama seara asta. Mama nu se simte prea bine. Dar are febră. Și eu am febră. Da, iubire. Și eu te iubesc. Tu ai nebunit de tot, eu am febră. Eu nu. Atunci cine, Cosmin? Eu cred că da. Doamne, iartă-mă. Dar eu pe dumneata parcă te cunosc de undeva. Da, probabil nu fi întâlnit prin un magazin sau ceva. Mi-e foame, mamă. Probabil. Dai să vorbim despre altceva. Hai să vorbim de ce am venit aici. Hai să lăsăm la o parte amintirile siropoase pe care eu le-am îngropat. Și dacă tot ești taică-miu, ajută-mă să-l înfundăm pe generalul Vlad Teodorescu. Ai aici dovezi că generalul Vlad Teodorescu te trădează pe tine și agenția. Și e implicat în acțiuni care periclitează siguranța statului. Mai departe. Ok. Când s-a primit informația că un țigan fugit din România, Paul Anton Cerceluș, a ajuns să facă parte dintr-o familie siciliană mafiotă condusă de un anume Don Tito, am fost desemnat de către generalul Vlad Teodorescu să fac parte din misiunea asta. Misiunea care avea ca scop infiltrarea mea în viața și familia lui Paul Anton Cerceluș, devenit între timp Paul Antonucci. Mai departe, spune. Sunt concludente dovezile? Si. Ok. Pentru asta am fost infiltrat într-o bandă care se ocupa cu traficul de mașini. Și așa am ajuns la penitenciarul Jilava. Primul scop al meu era să-mi creez o nouă identitate ca criminal de drept comun. Al doilea, să mă infiltrez în lumea interlopă bucureșteană. Lucrurile au luat o altă întorsătură când... Când? Paul Anton Cerceluș, Don Antonucci, cum? A fugit din Italia, urmărit de Don Tito, și a ajuns în România, să ascundă într-o șatră de țigani.
Cunosc activitatea lui și cea din Italia și cea din România, mai departe. Ce nu cunoști? Probabil. E faptul că generalul Vlad Todorescu acoperă activitatea lui domnul Cianu prin mine. Activitate care înseamnă trafic de arme. Ce să facem? Trebuie să-i păzim și pe ăștia. Da, bineînțeles. Nu. Da. Numai că... asta nu înseamnă că trebuie să ne băgăm în conturi milioane și milioane de euro. Ce vrei de la mine, tu? Să mă ajuți să-l înfund pe generalul Vlad Teodorescu. Eu sunt prea mic. Numai tu poți să mă ajuți. Cum? Când am acceptat misiunea asta, am acceptat să-mi distrug viața. Doar generalul Vlad știe că eu nu sunt un infractor de drept comun. Generalul Vlad și cu mine. Domnul Gianu. Grupinu. Da. Ia-o pe aia și cu ăștia și vezi să aranjezi acolo. Care e aia? Cum care e aia? Cum? Eu sunt aia. Adam, lasam și cu neamă-i. Hai. Se... Ce-a zis? Hai mă în casă. Da, domnul Cristofa. Ce? Tocmai am ieșit de la... negocieri. Știu, m-a chemat și pe mine frate Laurică. N-am vrut să mă bag, e treaba voastră. De da, ești un om deștept. Unde e Regina? Dacă ști, ce-a spune? Fata mea, Alina. Fata ta, Alina, dacă află ceva, să fie bună să-mi zică și mie. Contra cost, bineînțeles, nu? Ești un ipocrit? Asta ești. Domnul Cristof, chiar nu sunt. Regina e dispărută. Cosmin Bengane că suferă după ea. Domnul, eu le-am dat în cap cu binecuvântarea la loc. Tu ce faci acolo? Treci cu urechea? Doamne ferește! Mă zici că n-am bani! Eu am dat în cap cu binecuvântare la logot. Așa că n-am niciun motiv să fiu ipocrit. Ei, nu mai m-am simțit așa bine de când... De la nunta matale. Păi, dar ce-ai pleznit-o, bă? Exact de la nunta mea. Și cum a fost, mă? Bobocul meu de floare, mă, dacă știi ce... Deci, concluzie. Are niște ochi, bobocul meu de floare. Te scalzi în ei. Bine, te scalzi pe rând. Da? Flacăra mea. Ce bomboană de fată, flacăra mea. Dar ce te arzi, bre, flacăra asta? Păi, mă, bă, 30 de ani, mă. Dar și eu... M-am întors și pe partea aia și pe partea aia, ca să mă fac bine pe toate părțile, să nu rămână mie tungi. Da, mă iubesc. Da, domnule, o iubesc. Eu n-am avut norocul ăsta. A mea e ca un ciulin. Nu, ia, lasă-mă să zice. Deci e taia, scai care se ține de tine, nu? E, la cununie, nu mai de bine. Aoleu, dar ce nasul. Foarte nasul, să știi. Mie o milă de tine. Rău de tot. Și nouă ne credeți. Și să ne fie, mă. Păi, de acum, dacă iubeai și tu pe cineva, poate acum nu mai răpeai oameni. Poate acum făceai sex? Păi facem, bre, facem sex. Toți facem sex cu viața, că viața e curvă. Atunci, rău, să bem pentru sexul cu viața.